Mergem mai departe acum. Lumea culturală românească a pierdut un om cu totul special. S-a stins din viață actorul Constantin Codrescu. Te vă doresc zile minunate, bucurie, omenie, iubire, cinste, adevăr. Actorul cu o carieră de peste 70 de ani a murit seara trecută la 91 de ani. Constantin Codrescu a impresionat generații întregi pe scenă, în filme și la radio, cu vocea lui inconfundabilă. Prietenii apropiați și nu doar ei și-au exprimat regretul în această dimineață și au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare.